Fraților, secolul XIV e povestea crociadelor și a cavalerilor. E secolul în care viața era scurtă și jafurile se țineau lanț. E secolul celei mai mari epidemii de ciumă, secolul inundațiilor, secolul disperării, secolul superstițiilor, secolul negru al omenirii. Dintre toate tristele evenimente de acum 700 de ani, eu am ales să vi-l povestesc pe cel mai dramatic. Înainte să încep, clipul de astăzi este sponsorizat de aplicația Biz. Dacă în această perioadă ciudată vreți să cumpărați lucruri cumpătat și responsabil, aplicația Biz vă ajută să vă organizați finanțele un pic mai bine. Mai exact, puteți cumpăra lucruri dintr-o rețea de 500 de diverse magazine și parteneri și să împărțiți plata în 4 tranșe pe o perioadă de 45 de zile. Mai mult, atunci când cumpărați prin Biz, primiți niște bani înapoi în cont, Adică dacă cumpărați ceva de 100 de lei, puteți primi între 1 și 12 lei înapoi în cont. E o aplicație de cashback. Primele 30 de zile aveți livrare gratuită la orice cumpărați, iar apoi costă 99 de lei pe an această livrare gratuită. Ceva ce ar putea fi util în condițiile în care existăm zilele astea. Vine furtuna. În octombrie 1347, vase comerciale genoveze ajung în portul Messina din Sicilia, cu morți la bord și marinari pe moarte trăgând la rame. Vasele veneau din portul Cafa, din Crimea, și marinarii bolnavi erau o apariție stranie. Aveau umflături negre îngrozitoare la sub braț și pe burtă, imense, de mărimea unui ou sau unui măr, umflături din care se scurgea sânge și puroi. Pe tot corpul puteai vedea pete negre pe piele, o consecință a hemoragiei interne. Bolnavii aveau dureri îngrozitoare și mureau rapid, în 5 zile de la primele simptome. Pe măsură ce se răspândea boala, apăreau și alte simptome. În loc de umflături negre, unii infectați aveau febră continuă și scuipau sânge. Victimele cu noile simptome tușeau dureros, transpirau îngrozitor de mult și mureau în maxim 3 zile. Uneori mureau în mai puțin de o zi. De parcă nu era destul, bolnavii cădeau instantaneu în depresie și erau cuprinși de o disperare greu de imaginat. Ceilalți se uitau îngroziți la chipurile lor și spuneau că moartea li se poate vedea pe față. Există două tipuri de ciumă bubonică. Prima se capătă prin contact direct, îți infectează sângele și îți face cadou umflăturile negre și hemoragia internă. A doua, cea în care mori și mai repede, îți infectează plămânii. Secolul XIV le-a avut pe amândouă și din cauza asta rata mortalității a fost imensă și boala s-a răspândit incredibil de repede. Boala ucidea așa de repede că există cazuri de oameni care s-au culcat sănătoși și nu s-au mai trezit niciodată. Doctori care, în timp ce se îngrijeau de bolnav, s-au infectat și au murit înainte să le moară pacientul. Ciuma se răspândea așa de repede că un medic francez credea că un singur bolnav ar putea infecta toată omenirea. Disperarea bolnavilor era cu atât mai mare din moment ce nimeni nu îi putea ajuta și nu le putea alina durerile. Încă din 1346 existau zvonuri despre o ciumă înfiorătoare venind din China și răspândindu-se prin India, Persia, Mesopotamia, Siria și Egipt. Marinarii vorbeau despre o boală așa de mortală că depopulase toată India. Spuneau că au văzut teritorii imense, pline de cadavre, locuri în care niciun om nu supraviețuise. Evident, poveștile lor erau niște exagerări grosolane. Vorbim de marinari din secolul XIV, nu de jurnaliști de investigație. În lipsa noțiunii de contaminare, europenii ascultau îngroziți poveștile îndepărtate, dar nu se îngrijorau. Nimeni nu credea că ciuma poate ajunge până în Europa. Din nefericire, din ce în ce mai multe vase comerciale pline de morți și infectați ajungeau în porturile europene. În ianuarie 1348, ciuma a pătruns în Franța prin Marsilia și în Africa de Nord prin Tunisia pe calea apelor s-a răspândit de-a lungul coastei până în Spania. În același timp, ciuma lua calea comercianților și înainta spre nord. În martie ajunsese la Avignon. În Italia se răspândise prin Roma, Florența și toate localitățile dintre ele. În iunie a ajuns la Paris și apoi în Normandia. De acolo a traversat canalul Mânecii și a ajuns în Anglia. Ajutată de vremea caldă din timpul verii, ciuma a traversat munții Alpi și a trecut în Italia și apoi în Elveția. De acolo s-a îndreptat spre Ungaria. Oriunde ajungea ciuma, își omoră victimele într-un interval de 4-6 săptămâni, apoi dispărea. Excepție făceau orașele mari și aglomerate, unde boala trăia mai mult, înfigându-și colții adânc în mahalalele și în cartierele mărginașe. Iarna ciuma amorțea și exista o mică pauză, dar primăvara reapărea și totul o lua de la capăt. În prima vara anului 1349, Ciuma a revenit la Paris și s-a răspândit din Anglia, în Scoția și Irlanda. A ajuns și în Norvegia, în momentul în care un vas fantomă, care transporta lână, a ieșuat la mal plin de cadavre. De acolo, boala a trecut în Suedia, apoi Danemarca, Prusia, Islanda și, în final, a ajuns și în Groenlanda. În câțiva ani, Ciuma a încălecat toată Europa. Conform calculelor făcute în zilele noastre, acum 700 de ani, o treime din oameni au murit de ciumă. În Europa trăiau 60 de milioane de suflete și 20 de milioane au murit. E un calcul destul de simplu. În comparație cu pandemia din zilele noastre, pe vremea aia, Europa avea de vreo 10 ori mai puțini oameni și a avut de vreo 100 de ori mai mulți morți. Adică a fost de 1000 de ori mai rău ca acum. Ca și cum România, la finalul pandemiei de astăzi, ar avea 7 milioane de morți. În Avignon se spune că 400 de oameni mureau zilnic. 7.000 de case au rămas goale și ferecate cu lemne. Un singur cimitir a îngropat 11.000 de morți în doar 6 săptămâni. Se crede că jumătate din populația orașului a murit. Când cimitirele s-au umplut, cadavrele din Avignon au fost aruncate în râu. Apoi s-au săpat gropi comune. Se murea așa de rapid și în cantități așa de mari că nu era timp să sape o groapă pentru fiecare. La Londra, gropile s-au umplut incredibil de repede și cadavrele au ajuns să dea pe afară. Cei care muriseră peste noapte erau scoși din case și lăsați la ușa de la intrare. Plimbându-te pe străzi, în fiecare dimineață vedeai noi și noi cadavre. La Florența, morții erau adunați de Campania de la Misericordia, fondată în 1244 cu scopul de a avea grijă de bolnavi. Membrii purtau robe și își acopereau complet fața, lăsând doar ochii să se vadă când nu au mai putut face față, situația s-a agravat și morții ajunseseră să fie lăsați în străzi cu zilele. După ce au rămas fără sicrie, transportau morții pe o placă de lemn, unde încăpeau două sau trei cadavre. Familiile își îngropau rudele la repezeală, în gropi de mică adâncime și de multe ori câinii dezgropau cadavrul și îl mâncau. În toiul luptelor disperate cu boala, mulți mureau neîmpărtășiți. De fapt, tot ritualul în mormântării era prea complicat pentru majoritatea familiilor disperate. Mureau mult prea mulți oameni și clopetele bisericilor încetaseră să mai bată. Oamenii se obișnuiseră cu moartea și nimeni nu-și mai plângea rudele dispărute. Își îngropau rapid morții, fără slujbă, fără preot și fără lacrimi, trăind cu convingerea că și ei vor muri cât se poate de curând. Se credea, pe bună dreptate, că e sfârșitul lumii. În 1349, în Paris, mureau 800 de oameni pe zi, în Pisa 500 și în Viena între 500 și 600. În total, 50.000 de oameni au murit în Paris, jumătate din populația orașului. În Florența, 3 până la 4-5 din populație a murit de ciumă, în Veneția, 2-3.000, la fel și în Hamburg. Boala ajungea mai ușor la oraș și mai greu la sat, dar odată ajunsă, nu conta. Tot atât de mulți oameni mureau și la sat, și la oraș. În satul Givri, de exemplu, cu o populație de aproximativ 1300 de locuitori, Registrul Bisericii notează 615 decese într-un interval de 14 săptămâni. În același sat, în deceniu anterior, muriseră 30 de oameni. În multe state din Anglia, rata mortalității oscila între 50 și 70% din totalul populației. Supraviețuitorii erau prea obosiți să mai continue munca și abandonau pur și simplu satele, care erau înghițite încetul cu încetul de natură. În mijlocul pădurilor dese de acum 700 de ani, dădeai peste o întindere mai mare de iarbă. Singurul semn că acolo fusese un sat unde trăiseră oameni. Statisticile și cifrele prezentate spun doar o jumătate de poveste. Nu există statistici pentru spiritul înfrânt al vremii și nu poți cuantifica groaza din ochii oamenilor. Pentru asta e nevoie de altfel de povești. Ciuma din sufletul omului prin mănăstiri și închisori, dacă un om era infectat, înseamnă că toți erau infectați și rata mortalității era înfiorător de mare. De multe ori, 9 din 10 călugări mureau. În Kilkenny, Irlanda, călugărul John Clean a rămas singur printre morți și a scris despre experiența sa pentru ca asemenea orori să nu fie uitate. Avea sentimentul că lumea întreagă se află în ghearele celui rău. În timp ce și aștepta propria moarte, a scris Las pergamentul necesar continuării muncii, în speranța că un membru al rasei lui Adam va scăpa de molimă și va continua munca pe care am început-o eu aici. Italia a suferit probabil cel mai mult. Venind în urma falimentelor din Florența, a secetei și a revoltelor din 1346-1347, Ciuma a fost un fel de cireașă pe tortul infinitelor dureri cauzate de violență, foamete și jafuri. Viața era așa de dură că sufletul italienilor devenise incapabil să mai simtă emoție. Un cronicar scria că, în acele zile, înmormântările erau fără durere și nunțile fără veselie. În Siena, peste jumătate din populație a murit de ciumă. Agnolo di Tura, cronicarul orașului, scria că frica de infecție era așa de mare că îngheța inima oamenilor și le răsturna toate instinctele naturale. Părinții își abandonau copiii, soții soțiile și frații surorile. Orășenii credeau că boala se transmite prin respirație și vedere. Imaginează-ți cum este să-ți fie teamă să privești alți oameni în ochi. Dovezi de cruzime extremă se găseau la tot pasul din moment ce ciuma nu e genul de boală care să încurajeze colaborarea între oameni. Lumea se distanța la modul instinctiv. Se trăia în singurătate. Și totuși, chiar și în cele mai negre zile ale omenirii, găseai din loc în loc câte un exemplu emoționant de umanitate. În Paris, călugărițele de la Hotel Dieu, spitalul municipal, se îngrijeau de cei aflați pe moarte cu multă răbdare și le spuneau cuvinte dulci care să le aducă alinare. Făceau asta în chip natural, ca și cum nu aveau nicio frică de moarte. Noi călugărițe le înlocuiau pe cele care muriseră până când au rămas foarte puține. În Normandia, steaguri negre fluturau deasupra bisericilor, în statele atinse de ciumă. După cum am spus, iarna boala obosea și își încetinea înaintarea. Așa s-a întâmplat în Anglia. Scoțienii priveau cu satisfacție soarta tristă a englezilor și își imaginau că e un fel de pedeapsă care nu-i va atinge și pe ei. Iarna a ținut scoțienii la adăpost și zvonurile despre situația disperată a vecinilor, dușmani, au dus la multe glume și afirmații bagiocoritoare. Ca niște adevărați imbecile aroganți, scoțienii s-au organizat și au pregătit un atac asupra Angliei imediat ce vremea se va încălzi. Se gândeau că și așa au murit o groază, de ce să nu-i omoare ei pe restul? Adică s-au adunat la grămadă și au așteptat să vină căldura. Înainte să apuce să lupte, ciuma le-a făcut și lor cu ochiul și au început să moară pe capete. Armata adunată, acum infectată, s-a destrămat și oamenii au fugit care încotro, cuprinși de panică. Din cauza asta, ciuma s-a răspândit incredibil de repede, cuprinzând în scurt timp toată Scoția. Fuga de ciumă era principala preocupare a tuturor celor care își permiteau așa ceva. Bogații fugeau la țară, în timp ce săracii mureau singuri prin mahalale. Mirosul putrefacției dădea de știre vecinilor că amărâtul de lângă nu mai trăiește. Asta nu înseamnă că bogații scăpau. Nu era ca acum când pleacă ăștia pe insule private, dar statistic mureau mai greu. Cartea are o listă lungă de nobili răpuși de ciumă, dar eu nu o să pomenesc aici, din moment ce ar fi doar o enumerare de nume necunoscute. Taxele obișnuite nu prea mai puteau fi colectate, așa că nici bogații nu aveau resurse nelimitate. Fie aveai economii și casă la țară, fie îți acceptai soarta. S-a observat că rata mortalității printre tineri era mai mare, probabil din cauza că tinerii se întâlneau mai des și în grupuri mai mari. La țară, țăranii mureau pe câmpuri, pe drum sau în casele lor. Supraviețuitorii căpătaseră un fel de nepăsare, o depresie cruntă și nu se sinchiseau să adune recoltele sau să se îngrijească de animale. Că tot veni vorba de animale și ele mureau de ciumă. În Anglia s-au păstrat mărturii despre un câmp plin cu oițe moarte, în jur de 5.000 de oi căzute și abandonate acolo. Adio kebab. Apatia țăranilor supraviețuitori a dus la recolte abandonate și pregătirile normale pentru următorul an n-au mai avut loc. Se credea că e inutil să plantezi pentru viitor, din moment ce nu va mai exista un viitor. Bărbații și femeile se plimbau aiurea pe străzi, lăsându-și animalele libere, fără să aibă nimeni puterea să se gospodorească eficient. Preoții și medicii se aflau în cel mai mare pericol, din moment ce ei aveau contact direct cu bolnavii. În Veneția, din 24 de medici, 20 au dispărut, adică fie au murit, fie au fugit pe ascuns de la datorie. În Montpellier toți medicii au murit. Cartea conține și o clasificare a profesiilor mortale, dar eu mă opresc aici. După cum vă imaginați, autoritățile erau complet depășite de situație. Practic, oriunde trăiai, nu exista lege sau organizare. În anii ciumei s-au colectat de vreo 10 ori mai puține taxe decât în mod obișnuit. Fără bani din taxe, adio autorități, legi și organizare. Așa s-ar întâmpla și în zilele noastre, fără taxe, adio poliție, judecător sau armată. Și mai rău, fără bani din taxe n-am mai avea TVR1. Ce ne facem noi fără TVR1? Pe lângă autoritatea normală și autoritatea morală dispărea, văzând cum bogații mor și lasă averea altora, care mor și ei peste vreo săptămână, atitudinea față de pământ, bani și moștenire se schimbase radical. Se mergea pe ideea, risipește tot, mâine poți muri. La fel de ușor s-a ajuns și la concluzia că lucruri care erau considerate rușinoase înainte, acum nu contează. Distrează-te cum poți, cât timp poți. Oricum se termină lumea. Toți erau de acord că vine sfârșitul lumii, dar nu prea înțelegeau cum sau de ce. Faptul că nimeni nu știa de unde vine și cum se răspândește boala crea o senzație de oroare generalizată. Ciuma se răspândea cu ajutorul puricilor și șobolanilor, dar știm sigur că nimeni nu înțelesese asta la vremea respectivă. Cronicile vremii scriu intens despre ciumă, dar nu spun un cuvânt despre purici sau șobolani. Ciuma trăia fie în sângele șobolanului, fie în stomacul puricelui care suge sângele șobolanului și se transmitea prin mușcătură. Se crede că a pornit într-adevăr din Asia, dar nu din China, așa cum credea lumea la vremea respectivă. De fapt, în timpul ciumei, boala nu avea nici măcar un nume. Era ca o fantomă, despre care nu știai cum să vorbești. Numele de moartea neagră l-a primit mai târziu, în timpul epidemiei, când ciuma era pomenită, îi se spunea pacostea sau moartea cea mare. În lipsă de explicații concrete, imaginația oamenilor zburda liberă. Se vorbea despre ploi de foc care ardeau oamenii, animalele și fiarele pădurii. Se spunea că vânturi rele băteau pământul, venind dinspre mare și purtând boala. O altă variantă punea ciuma pe seama unui cutremur care a eliberat miasme putrede din pământ, infectând aerul și apoi oamenii. Credeau că s-a bășit pământul, Ipoteza cu tremurului era mult mai dubioasă. Se credea că aerul sulfuros ieșise din măruntaiele planetare ca urmare a luptelor titanice dintre corpurile cerești și că oceanele fierb și ucid peștii, spurcând și mai tare aerul din jur. Apropo, teoriile astea nu erau emise de oameni disperați și lipsiți de educație, ci de medicii și învățații vremii, pe vremea aia, medicina era prinsă în mrejele astronomiei și nu putea vedea mai departe de posibilitatea transmiterii pe calea aerului. Era o vreme în care netii de la ProTV ar fi fost autoritatea supremă în materie de știință. Chiar și cu noțiuni mai moderne de medicină, ar fi fost greu de explicat ciuma, din moment ce atât șobolanii cât și puricii te puteau infecta și puricele care mușcase șobolanul putea trăi până la o lună părăsind gazda. Puricii nu erau o raritate, existau în toate casele, la fel și șobolanii. E greu să faci legătura între purici și ciumă din moment ce se trăia cu puricii. Dacă puricii ți-au sub rudele timp de sute de ani, din neam în neam și nimeni n-a murit din cauza asta, cum ai putea tu să faci legătura? Apoi, oamenii infectați puteau infecta pe alții, și colac peste pupăză exista și o formă de ciumă care se transmitea pe calea aerului. Chiar și în zilele noastre, când îți moare jumătate de oraș în câteva săptămâni, e greu să crezi că are cineva suficientă tărie să analizeze și să depisteze toate formele bolii și metodele de transmitere. Dacă în loc de 1,4 milioane de morți, covid ar fi ucis 3 miliarde. Mă îndoiesc că ar mai fi existat guverne, fonduri sau cercetători care să facă vaccinul. În căutarea disperată a unei explicații, unii medici au tras o concluzie incredibil de periculoasă, și anume că ciuma se transmite prin privire, adică era suficient să vezi un bolnav și te puteai infecta. O teorie care, auzită printre strigătele muribunzilor și cu imaginea morților, era suficient să te arunce în brațele călduroase ale paranoiei. Nereușind să desprindă medicina de astrologie, medicii nu aveau nici cea mai mică șansă să poată ajuta. Cei mai renumiți medici ai vremii prescriau tratamente diferite în funcție de ora infectării, adică dacă boala stă sub dominația soarelui sau sub dominația lunii. În octombrie 1348, urmărind cu groază prăpădul din țară, Filip al VI-lea a cerut medicilor de la Universitatea din Paris să vină cu o explicație pentru ciumă. Ăștia s-au gândit, s-au pus pe studiu și, după multă muncă, soluția le-a venit ca prin minune. Se pare că în data de 20 martie 1345 au să loc o tripla aliniere de planete. Marte, Saturn și Jupiter n-au stat bine pe cer, poziționându-se la 40 de grade de constelația vărsător și deci ciumă. Verdictul învățaților din Paris s-a răspândit la fel de repede ca melodiile triste ale lui Shelley și a ajuns imediat varianta oficială, sau cum ar spune copiii, în trending. Toți cei care știau să scrie și să citească știau și că Marte, atunci Jupiter, 40 de grade vărsător, hocus pocus, hopociumă, care e sfârșitul lumii. Dacă vi se pare dubios că pun glume peste imensa suferința a oamenilor, gândiți-vă că am stat cu subiectul ăsta vreo două săptămâni și fără glume, cred că mi-ar fi crăpat inima. Da, destul despre mine, să revenim la moartea neagră. Pentru tot restul lumii, adică neștiutorii de carte și știutorii de carte preoți, explicația apariției ciumei era ceva mai simplă. Antenele 5G. Ok, de fapt credeau că vine de la Dumnezeu. Aici explicațiile și reacțiile oamenilor diferă de la un loc la altul și în funcție de Dumnezeul în care cred. În cazul creștinilor nu era loc de îndoială. Ciuma e o pedeapsă divină, o consecință a păcatelor omenirii. Mateo Vilani compara ciuma cu Marele Potop Biblic și spunea că cele două sunt foarte asemănătoare. Era convins că vede cu ochii lui exterminarea omenirii. Urmează tot felul de legi menite să îmbuneze divinitatea, pe ideea că dacă Dumnezeu e supărat, hai să-i arătăm că ne pare rău. În ruen s-au interzis toate activitățile care l-ar fi putut supăra pe șeful Universului, fără pariuri, fără înjurături și fără băutură. Dacă ce spunți se pare exact opusul poveștii de mai devreme, când era vorba de oameni care au renunțat la morală și s-au aruncat în brațele plăcerii, ai dreptate. Ambele atitudini aveau loc în același timp. Când vine vorba de reacții omenești față în față cu tragedii planetare, toate variantele sunt posibile și au loc în același timp. Așa e lumea, complexă și greu de definit. În lupta cu ciuma, Papa de la Roma a organizat tot felul de procesiuni religioase, la care participau și 2000 de oameni, și care răspândeau, bineînțeles, și mai repede boala. Când a devenit evident că procesiunile înrăutățesc situația, Papa s-a văzut nevoit să le interzică. În multe locuri, teama de moarte, combinată cu frica de Dumnezeu, ducea la alte rezultate. În Mesina, locuitorii au cerut în genunchi moaște de la mai mari biserici, în speranța disperată că le vor pupa și vor scăpa de ciumă, așa cum freacă Aladin lampa și se îndeplinesc dorințe. Îmbrăcat în haine strălucitoare, arhiepiscopul a înmuiat moaștele în apă sfințită și a trecut cu ele prin oraș, rostind tot felul de incantații menite să alunge diavolul. O mulțime imensă s-a adunat să pupe moaște și să participe la izgonirea răului și evident divinitatea i-a ascultat și toate problemele lor au fost rezolvate. Ok, de fapt au luat ciumă și au murit. În cu totul altă parte și în altă religie, scandinavii credeau că fecioara Molimii ieșise din gura morților în chip de flacără albastră, zburând din casă în casă și infectând lumea. În Lituania se credea că fecioara molimii trece din casă în casă fluturând o eșarfă roșie în dreptul ușii sau ferestrei. Legenda spune că într-un sat, un bărbat curajos a așteptat cu sabia scoasă sosirea fecioarei. În secunda în care a văzut eșarfa roșie intrând pe fereastră, a ridicat sabia și a retezat mâna fecioarei. El a murit, dar satul său a scăpat de ciumă și biserica locală a păstrat eșarfa ca dovadă a curajului său. Mulți lituanieni se pregăteau de venirea ciumei, stând cu sabia la fereastră, gata să ciopărțească scârboșenia. Pe lângă disperare și depresie, credincioșii trăiau și cu un sentiment general de vinovăție. Ciuma era cu siguranță o pedeapsă divină, credeau ei. Divină, adică din vina noastră. Am făcut noi ceva, altfel nu s-ar fi supărat Dumnezeu. La baza sentimentului de vinovăție era chiar viața medievală de zi cu zi. Pe vremea aia, totul era păcat. Aproape orice gând sau act sexual, orice ambiție comercială, orice acțiune militară, totul era împotriva învățăturilor bisericii. Dacă doreai o casă mai mare, erai lacom și păcătos. Dacă râvneai curvește privind o femeie din sat, erai prea râvnitor curveștean. Și dacă îți doreai propria soție, era problematic. Dacă erai femeie, se puneau toate la socoteală, plus faptul că te-ai născut din start păcătoasă. Acest lifestyle obsedat de păcat a dat roade deosebite. Exista de dinainte un ocean de vinovăție ascuns în sufletul oamenilor și ciuma a fost exact evenimentul care să-l scoată la iveală. Medicii vremii, dacă le putem spune medici, inventau tratamente miraculoase pentru ciumă, așa cum inventa Nichita Stănescu poezii despre cub. Ceaușescu, comunism, foame, denicăieri, iată o poezie despre perfecțiunea cubului. În timp ce ciuma făcea ravagii, medicii ardeau substanțe aromatice ca să purifice aerul și să oprească molima. E ca și cum astăzi, în loc de ventilatoare în spitale, medicii ți-ar aprinde bețigașe parfumate. Te-ai maxim covidat și vine unul să-ți curețe ceacrele. De fapt, cu cât citești mai multe despre medicii vremii, cu atât ți se pare mai trist și înfiorător. Medicii vremii au făcut eforturi imense în lupta cu ciuma. Mulți s-au sacrificat cu bună știință, încercând tot ce le trecea prin cap. Din păcate, medicina era de dreptul medievală, așa că n-au reușit mare lucru. Culmea uneori, tratamente bizare, inventate pe loc, mai dădeau roade, deși nimeni nu putea explica de ce. Liderul creștinătății, Papa Clement al VI-lea, a avut norocul să primească un tratament eficient. Nu era bolnav, dar prin tratament, medicul a reușit să-l țină departe de boală, în timp ce ciuma distrugea orașul. Ghi de Șoliac a dat ordin să se aprindă două focuri mari în apartamentul Papei și l-a rugat să stea între cele două focuri în casă, în mijlocul verii. Mai mult, i-a spus Papei să se izoleze, să nu cumva să iasă din casa încinsă. Din pură întâmplare, temperatura din casa papei a ținut la depărtare puricii și izolarea i-a limitat drastic contactul cu alți oameni. Cumva a scăpat printre două focuri, deși nimeni nu înțelegea de ce. A rămas sănătos, perperindu-se la foc. Papa Clement al VI era un om învățat care a avut încredere în medicul său. În timp ce făcea saună de bunăvoie în sufragerie, omul se delecta cu picturi impresionante, înfățișând partide de vânătoare, dansuri și grădini luxuriante. Papa Clement al VI-lea a înțeles că medicina e importantă și în mod cu totul excepțional, în ciuda recomandărilor bisericii, a permis medicilor să facă disecții ca să poată înțelege mai bine boala. Autoritățile orașului au cumpărat cadavre și le-au livrat medicilor în acest scop. Chiar și așa, nu s-a făcut cine știe ce progres. Ciuma e pur și simplu prea complicată pentru secolul XIV. Remediile medicilor oscilau între tratamente naturiste ineficiente, soluții ciudate, improvizate pe loc, sau pur și simplu gândire magică. De multe ori nu puteai separa magia de tratament. Scopul lor nu era tratarea bolii, ci ameliorarea durerilor. Se credea că boala e în mâinile lui Dumnezeu, dar durerea poate fi alinată. Mulți credeau că ciuma e un fel de otrăvire a corpului, așa că încercau să scoată puroiul din om prin sângerări, laxative sau prin cauterizarea bubelor negre. Tu mureai de ciumă și ăștia te înțepau și te prăjau cu maximă grijă nu te ajuta, dar măcar te durea și mai tare înainte să mori. În lipsă de tratamente eficiente, singurul lucru care funcționa cât de cât era efectul placebo, necunoscut la vremea respectivă. Medicii îți dădeau leacuri scumpe, cu mirodenii exotice, pudră de perlă sau praf de aur și pacienții plăteau mult, gustau ceva ciudat, și aveau senzația că e mai bine. Ca măsură de precauție se recomanda spălarea podelelor și curățarea mâinilor, gurii și nărilor cu oțet sau apă de trandafiri. Există și alte remedii ciudate, curioșii le pot găsi în carte, eu cred că am spus suficient despre medici, e momentul să trecem la alți lucrători esențiali. În timpul ciumei, cei care curățau străzile și căruțașii au murit destul de repede, fiind foarte expuși bolii. Fără ei, orașele au devenit din ce în ce mai mizerabile, crescând și mai mult rata de infecție. Chiar și fără acești oameni, de obicei locuitorii unei străzi închiriau o căruță și își transportau singuri deșeurile. Dar, de data asta, cetățenii deveniseră prea indiferenți și lăsau totul în paragină. O scrisoare către regele Eduard al III-lea descrie situația din Londra anului 1349, spunând că străzile și aleile sunt pângărite de fecale umane și aerul e otrăvit spre marea primejdie a celor care trec pe acolo, mai ales în vremea aceasta de boală. Neștiind ce altceva să facă, regele a dat ordin să fie curățate străzile, de parcă nu muriseră muncitorii și lucrul ăsta era încă posibil. Multe orașe au intrat în carantină, e vag asemănător cu ce s-a întâmplat cu noi anul ăsta, doar că mult mai intens. Pe vremea aia, carantina era o măsură instinctivă. Te uitai la avansarea molimii și simțeai că dacă te baricadezi, ajunge mai greu la tine. Când Pisa și Luca au intrat în carantină, Pistoia, localitatea vecină, a interzis accesul în oraș și nu i-a lăsat nici pe cei care se aflau acolo în vizită să mai plece. Ca să fie treaba treaba, au interzis și comerțul cu lână. În Veneția credeau că dacă îngroapă cadavrele adânc, e mai bine, așa că săpau de lăsăreau capacele. În Polonia, unele orașe au intrat în carantină înainte să aibă cazuri de ciumă, și din cauza asta, locuitorii au scăpat relativ ușor. În Milano, arhiepiscopul Giovanni Visconti a intrat în panică rău de tot. Pe lângă carantină, a început să dea ordine sinistre care băgau frica în populație. A poruncit ca primele trei case cu cazuri de ciumă să fie ferecate, ferestrele să fie zidite și ușile să fie închise pe afară. Familiile rămâneau zidite în case, fără cale de scăpare, indiferent dacă erau bolnavi, morți sau sănătoși. Cumva, măsurile oribile luate de paranoicul arhiepiscop au pus la adăpost o mare parte din populație. Deci, victorie? În Anglia, un nobil din Leicestershire a ordonat să fie ars un sat întreg în ziua în care au apărut acolo primele cazuri de ciumă. Și el a avut succes din moment ce urma și săi încă mai trăiesc în castelul construit de acesta. Evident, carantina înseamnă că nu poți ieși din casă. E ca în zilele noastre, doar că fără bringo, fără pizza, fără electricitate. Stai în casă și faci foamea. Dacă ești încă în viață când ridică ăștia carantina, bine. Dacă nu. Asta e, ne pare rău. De regulă, în astfel de momente oribile, în lipsa unei explicații clare, oamenii inventează una. Era nevoie de un vinovat, un țap ispășitor, ceva ce poate fi izgonit și pedepsit. La fel ca în cazul invaziei mongolilor, crizelor financiare și altor epidemii din istorie, în ochii creștinilor, vinovații de ciuma au fost evrei în secolul XIV. Nu puteam uita de evrei. De Juden, spaima creștinilor și sursa tuturor conspirațiilor timp de mii de ani. Chiar și în secolul XIV, evreii erau deja de sute și sute de ani baubaul universal. Se credea că ei au otrăvit fântânile cu scopul de a ucide și distruge toată creștinătatea pentru a deveni stăpânii lumii. Au pus ciumă în fântâni. Linșările au început în primăvara anului 1348, imediat după primul val de ciumă. Primele atacuri au avut loc în Narbon și Carcasson. Evreii erau luați cu forța, târâți în piața principală și aruncați în flăcări, adică nu era tocmai plăcut pentru ei. Interesant e că oamenii care își ucideau concetățenii în felul ăsta erau aceiași oameni care credeau că ciuma e o pedeapsă divină. E vorba de un fenomen psihologic foarte interesant. Crezi că ciuma vine de la Dumnezeu, dar din moment ce nu te poți răzbuna pe Dumnezeu, crezi că vine și de la evrei. Ei sunt mai puțini și nu prea au cum să riposteze. În orașele europene medievale, evreul e străinul etern, cel care s-a separat de restul la modul intenționat, refuzând să devină creștin. Se credea că evreii urăsc creștinii și în somn, că ei sunt cei care l-au ucis pe Hristos și că nu se vor opri până nu cuceresc toată lumea. Tot ce am spus până acum sunt părerile moderate ale oamenilor educați când vine vorba de evreii de dinainte de ciumă. Când vine ciuma, se termină distracția. Nu poți explica cruzimea la adresa evreilor fără puțin context. Așa că, dacă îmi permiteți, n-a și niște context. În general, se accepta ideea că evreii sunt oameni, doar au și ei două mâini și două picioare, dar nu era clar dacă se bucură de aceleași drepturi omenești. Pe bune, asta era o dezbatere filozofică. Știm că Dumnezeu a creat toată lumea, inclusiv necredincioșii, adică din greșeală a creat și evreii. Bazându-se pe argumentul ăsta, biserica le dădea mărâind câteva drepturi. De exemplu, evreii nu puteau fi condamnați fără să fie judecați. Sinagoga lor nu putea fi profanată și la fel și cimitirul evreiesc. Pe de altă parte, ca cetățeni de mâna a doua, ucigași de Hristos ce erau, evreii n-aveau dreptul să acuze creștinii de nimic. La judecată, mărturia unui creștin era mult mai valoroasă ca cea a unui evreu, și dreptatea era mereu de partea creștinilor. Statutul lor era cel de om tolerat, un fel de sclav al bisericii. Evreii erau utili pentru că se ocupau cu cămătăria. Ei nu aveau dreptul să practice meserii creștinești și, în același timp, creștinii nu aveau voie să se ocupe cu cămătăria. Era interzisă de Biblie, un păcat. Era păcat să folosești banii pentru a face mai mulți bani din toată treaba asta s-a născut relația clasică evreu-creștin. Din moment ce evreii oricum erau condamnați și n-aveau nicio șansă să ajungă în rai pe motiv că l-au ucis pe Hristos, creștinii le dădeau voie să fie cămătari și se foloseau de asta. Evreilor li se dăduse dreptul să împrumute bani cu o dobândă de minim 20% și pentru dreptul ăsta majoritatea câștigurilor lor deveneau taxe și intrau în cuferele regale. În alte cuvinte, toți evreii erau un fel de angajați ai regelui. Regele nu avea dreptul să înființeze o bancă, dar putea lăsa evreii să o facă și apoi le putea lua o mare parte din câștig fără să comenteze nimeni nimic. Bonus, ura oamenilor care se împrumutau la dobânzi imense și nu puteau plăti, se revărsa asupra evreilor și nu asupra trezoreriei regale. Pe tot parcursul secolului XIV, ura pentru evrei a crescut și drepturile lor au fost îngrădite prin decrete bisericești. Evreii nu aveau dreptul să angajeze creștini, nu puteau fi medici, nu se puteau căsători cu creștini, nu puteau vinde făină, pâine, ulei, pantofi sau haine creștinilor, nu puteau livra și nu aveau dreptul să li se livreze bunuri, nu aveau dreptul să construiască vreo sinagogă nouă, nu aveau dreptul să dețină pământ sau să ceară pământ celor care nu-și plăteau datoriile. La capitolul ocupații, evreii nu aveau dreptul să fie țesători, fierari, mineri, croitori, pantofari, aurari, brutari, morari sau dulgheri. În alte cuvinte, evreii aveau dreptul să fie cămătari, și în același timp lumea se întreba cum se face că toți evreii ăștia sunt cămătari. Ca să nu păcălească creștinii, evreii erau obligați să poarte un semn pe haină, de regulă o roată galbenă, care să arate că sunt evrei și care să semene cu un ban. Din când în când erau dați afară din oraș pe motiv că alții doreau să locuiască în casele lor. Ține cont de toate astea și mai pune și ciuma la socoteală. Evident că lumea a ajuns instantaneu la concluzia că evreii sunt de vină. Ei au otrăvit fântânile ca să omoare creștinii. În 1348, papa Clement al VI-lea a dat o bulă papală interzicând uciderea, jefuirea sau convertirea forțată a evreilor. În Avignon, bula papală a fost respectată, tot restul lumii a ales să o ignore. Autoritățile au încercat inițial să calmeze mulțimea, dar asta pentru că puseseră ochii pe casele evreilor și doreau să le jefuiască ei. În scurt timp a început distracția. Însă, voi s-au judecat la repezeală mulți. În septembrie 1348, ăștia au adunat evreii acuzați și i-au băgat în pușcărie. În timp ce și așteptau rândul la judecată, creștinii le-au confiscat averile. Nițel, cam timpuriu, din moment ce nu fusese încă judecați. Oricum, judecata era mai mult o formalitate. Ca să nu zică lumea că nu-și fac treaba, judecătorii s-au străduit să-i judece pe evrei chiar dacă erau evrei și nu meritau efortul. Dovezile împotriva lor constau în mărturii obținute prin tortură în închisoare. Unii mureau în timpul torturii, restul au mărturisit fapte tulburătoare. Se pare că evreii ăștia făceau parte dintr-o conspirație internațională pornită din Spania și care căra pachete otrăvite prin toată Europa. Purtătorii de otravă veneau cu mesaje secrete și instruiau evreii în ședințe tainice totul pentru a otrăvi eficient fântânile. Normal. Mărturiile adunate la Savoi au fost suficiente pentru toți evreii din Savoi și de oriunde. Ce rost are să-i judeci și pe ceilalți dacă ăia din Savoi au mărturisit deja că toți sunt vinovați. 11 evrei au fost arși de vii și restul au primit amenzi imense de 160 de florini pe lună în fiecare lună timp de 6 ani pentru privilegiul de a fi lăsați să respire. Pentru a doua oară, Papa Clement a încercat să calmeze apele. Era, după cum am spus, un om foarte educat și a încercat să creeze de unul singur o altă poveste care să-i îndepărteze pe evrei de pericol. Spunea că toți creștinii care ucid evrei sunt, de fapt, seduși de diavolul cel mincinos și că acuzațiile de otrăvire a fântânii sunt tot minciuni diavolești. El arăta că, prin decret Dumnezeesc, Ciuma ucidea pe toată lumea, inclusiv pe evrei. Ceea ce nu s-ar fi întâmplat în ipoteza fântânilor otrăvite. Povestea asta n-a funcționat. Din câte îmi dau eu seama, când o majoritate vine cu ideea să căsăpească o minoritate, argumentele raționale n-au niciun efect. La data de 9 ianuarie 1349, în Basel, o comunitate de câteva sute de evrei a fost înghesuită într-o casă de lemn construită special și apoi arsă. În Strasburg au fost și mai harnici. Au adunat evreii chiar înainte să vină ciuma. Așa, preventiv. Cu excepția celor care s-au convertit, toți au fost uciși și, bineînțeles, li s-a confiscat averea. Omul în fața haosului Înainte să continuăm, am câteva concluzii de tras. Chiar dacă e vorba de istoria epidemiei de ciumă din secolul XIV, cred că povestea asta are mult mai multe de oferit. Tot ce am spus până acum, toate leacurile magice, toate reacțiile diferite ale oamenilor, totul are un singur numitor comun, ciuma. Ciuma e o boală complexă, apărută de nicăieri și care nu are niciun fel de noimă. Ciuma nu are planuri, nu are sentimente, nu are niciun fel de rațiune. E un nimic, o moarte imensă și indiferentă. După părerea mea, istoria ciumei de acum 700 de ani arată o variantă extremă a reacției oamenilor în fața haosului vieții. Medicii, chiar dacă educați, nu aveau cunoștințele necesare să înțeleagă ciuma. Asta nu i-a oprit deloc. Au găsit explicații, au inventat tratamente. Ceilalți membrii educației societății au preluat cu bucurie explicațiile și le-au răspândit prin toată Europa. Din punctul meu de vedere, asta înseamnă că în fața haosului morții există o presiune imensă de a explica, de a găsi soluții și soluțiile vor apărea indiferent de cât de puțin putem descifra din haos. Am, n-am mingea, dau la poartă. O altă reacție vine din partea nespecialiștilor. În cazul lor, haosul amenințător e așa de abstract că nici măcar nu pot crea o explicație fictivă. Oamenii care trec prin tragedii prea abstracte pentru pregătirea lor par să apeleze la a doua soluție. Să le integreze pur și simplu în ceea ce știu deja. Nu știu de ciumă, dar sunt preoți și știu de Dumnezeu. Deci ciuma trebuie să fie tot de la Dumnezeu. Situația asta mi-aduce aminte de o poveste cu leasă de Jean-Claude Carrier. Un om și-a pierdut portofelul noaptea, în drum spre casă. Amicul său îl vede căutând sub un felinar și îl întreabă: Aici l-ai scăpat? Nu, l-am pierdut ceva mai încolo. Atunci de ce cauți portofelul aici? Pentru că aici este lumină. Ideea e că oricum nu putea găsi portofelul în beznă, dar putea găsi altceva în lumină, chiar dacă n-ar fi fost ce căuta. Așa și preoții. Nu puteau explica medical ciuma. Pentru ei, lumina era în altă parte. Acolo n-au găsit soluții, dar măcar au găsit altceva. A treia variantă e răsturnarea bruscă a valorilor. Când viața devine tragică și imprevizibilă, există oameni care renunță la tot ce știau, aleg să improvizeze. În timpul ciumei, e vorba de cei care cheltuiau și consumau în neștire, cei care renunțaseră la valorile morale și sociale și pur și simplu îmbrățișaseră haosul, își acceptaseră moartea și în așteptarea sfârșitului dansau pe marginea prăpastiei. A patra variantă e revolta. Pus în fața haosului și a morții, vrei să distrugi, să te răzbuni, să cauți un vinovat și să le elimini. Acum 700 de ani, vinovații, țapii, ispășitori, au fost evrei. Cred că și eu am avut o reacție oarecum asemănătoare în viața mea. Cu vreo 13 ani în urmă, eram într-o relație super toxică. Îmi aduc aminte că după 4 ani de relație, certurile deveniseră așa de absurde, că simțeam că nu există nicio ieșire pentru mine, că nu pot controla rațional ce mi se întâmplă. Așa că, în loc să mă cert în continuare, simțeam nevoia să distrug. Spărgeam o farfurie, trânteam o ușă, izbeam un scaun de podea. Nu rezolva niciun fel problemele noastre, dar eu mă simțeam ușurat. Într-un fel, am senzația că ăsta e și rolul țapului ispășitor. A mai rămas o singură variantă. Unii oameni, puși în fața haosului tragic al vieții, caută un țap ispășitor și se găsesc pe ei înșiși. În timpul ciumei de acum 700 de ani, mii de oameni au luat calea autoflagelării. Se adunau în piață, se dezbrăcau și la bustul gol începeau să-și biciuiască spatele, de multe ori rănindu-se în chip oribil. Sute de oameni treceau din oraș în oraș, autoflagelându-se până la epuizare. Povestea celor care se autoflagelau e mult mai complexă. Cei curioși o pot citi în carte. Eu am menționat-o aici pentru că face parte din cele cinci reacții ale omului în fața haosului. Ar putea fi și altele. Astea sunt doar cele găsite de mine în carte. Evident, mai devreme sau mai târziu, ciuma a trecut ne-a mai rămas o singură întrebare. Cum s-a prezentat omenirea după ciumă? După ciumă, lumea n-a mai fost niciodată la fel. Cei drept, imediat după, nu s-a schimbat mare lucru. Lumea și-a reluat viața în chip normal, din obișnuință. N-a mult. În scurt timp, bisericile înregistrau foarte multe căsătorii, mult mai multe decât în mod obișnuit. Din păcate, multe căsătorii nu erau din dragoste, erau din interes. Existau familii bogate care muriseră și lăsaseră în urma lor câte un copil orfan. Aventurierii vremii vânau copii, în special fetițele, și se căsătoreau cu ele pentru avere. În Siena s-au interzis căsătoriile cu fetițe orfane, unele având și 12 ani sau chiar mai puțin, fără acordul unor rude, fie și ele rude îndepărtate. În Anglia, biserica a încercat disperată să oprească valul de căsătorii din interes, făcând apel la vigilența cetățenilor. Pe de altă parte, numărul impresionant de căsătorii a fost văzut ca fiind un lucru bun, un fel de dar dumnezeesc. Mai mulți intelectuali de la vremea respectivă aveau o nevoie disperată de a găsi un nou sens în lume și credeau că, după atâta moarte, numărul căsătoriilor va duce la un număr mare de copii născuți și în felul ăsta Dumnezeu va restabili ordinea firească a lucrurilor. Din păcate, n-a fost așa. O altă speranță era că din moment ce ciuma venise ca o pedeapsă divină pentru păcatele oamenilor, acum oamenii vor fi mai morali, nici asta nu s-a întâmplat. În euforia de după, în absența morții și disperării, oamenii au renunțat și mai mult la vechile valori. Au uitat de sentimentele de vinovăție din timpul ciumei și au trecut la etapa Partii Laichitso -like 1330. Săracii s-au mutat pur și simplu în casele abandonate ale familiilor mai înstărite, care muriseră. Țăranii au colectat vite și unelte lăsate de alții și pentru o perioadă s-a trăit nițel mai bine. Asta până când au rămas fără mâncare. Când moare așa de multă lume, haosul e inevitabil. Toate proprietățile astea asaltate de oportuniști și de multe ori revendicate de rude îndepărtate au dus la un val uriaș de procese. Din moment ce notarii muriseră pe capete și administrația era pe butuci, au urmat în mod inevitabil un val de nemulțumire. În prima etapă de după ciuma a existat un surplus de alimente și bunuri care a asigurat o mică perioadă de liniște. Imediat după au apărut lipsurile. Prostituția a crescut la cote nemai întâlnite. Era așa de rău că biserica a trecut de la mustrare la pedepse incredibil de crude. În cea mai nefericită situație, dacă o femeie evreică avea relații sexuale cu un creștin, femeia era fie decapitată, fie arsă pe rug. Superb o altă problemă era lipsa de preoți. După cum am spus, preoții fuseseră mult mai expuși ciumei și muriseră în proporții mai mari. Ca să compenseze, biserica a hirotonisit la repezeală mulți preoți, renunțând la vechile pretenții. Preoții puteau să nu știe să scrie sau să citească, nu aveau o pregătire anume, mai important era că sunt dornici să facă meseria. Evident, cea mai mare diferență era demografică. O populație micșorată în mod dramatic și care a continuat să scadă până la sfârșitul secolului, reducându-se la aproximativ jumătate din populația dinainte de Ciumă. În lipsă de oameni, nu prea ai pe cine să taxezi. În lipsă de taxe, cuferele regale suferă, și la fel și nobilii. Mai mult, nobilii aveau pământuri, dar nu aveau oameni care să le lucreze pământul. Multe terenuri au rămas pur și simplu abandonate. Fiind în avantaj, țăranii au speculat momentul și au cerut din ce în ce mai mulți bani pentru munca lor. În condițiile în care un nobil avea mai puțin bani și se trezea cu cheltuieli mult mai mari, toată ierarhia socială medievală era în pericol. Au încercat să forțeze oamenii să lucreze pe salariile vechi prin tot felul de metode sinistre prezentate în carte, dar nu prea au reușit mare lucru. Un țăran nemulțumit de condițiile oferite putea oricând să plece din moment ce era sigur că va găsi de muncă la oricare altă moșie. De pe urma ciumei, singura câștigătoare adevărată a fost biserica. Ea se ocupa de moșteniri și tot ea cera taxe pe moșteniri. Ea se ocupa de iertarea păcatelor și de organizarea mulțimilor. Biserica s-a îmbogățit peste măsură, dar în același timp a scăzut în popularitate. Supraviețuitorii își aminteau foarte bine momentele în care preoții refuzau să ofere ultima împărtășanie celor aflați pe moarte, sau momentele în care o ofereau, dar la prețuri exorbitante. Preoții, pe vremuri figuri respectate, ajunseseră să fie disprețuiți. Supraviețuitorii s-au trezit într-o lume degradată fără să poată observa niciun fel de îmbunătățire în caracterul oamenilor, fără să vadă vreun sens divin. Biserica mergea pe ideea cu căile Domnului sunt misterioase, dar ciuma fusese mult prea îngrozitoare să poată rămână fără explicații concrete. Dacă un dezastru de nivelul ăsta, cel mai mare din istoria omenirii, poate fi pus pe seama toanelor unui Dumnezeu misterios, E ușor de înțeles cum oamenii au început să creadă că poate ciuma nu a fost un plan divin, Poate că Dumnezeu nu a avut nicio implicare, nu a pedepsit și nu a salvat, nu a avut vreun scop anume, a stat pe bară, indiferent. Moartea neagră a fost așa de dureroasă că e greu de acceptat fără credința că are un scop, că după ea va fi o lume mai bună. Evident, nu a fost cazul și dezamăgirea oamenilor s-a copt încet încetișor în următoarele decenii. Se crede că un efect direct al ciumei a fost scindarea ulterioară a bisericii. Ar mai fi multe de spus, dar eu mă opresc aici. Toate informațiile au fost luate din excelenta carte O oglindă îndepărtată, dezastrosul secol XIV, de Barbara Tuckman, din păcate netradusă în română. Link în descriere. Până data viitoare, le mulțumim celor de la Biz, le mulțumim tuturor susținătorilor de pe Patreon, și dacă vi s-a părut folositor clipul, nu uitați să ne dați un like și să ne lăsați un comentariu. Thank